Margherita, ai găsit? Nu, neamărin. N-am găsit deloc geanta, ca și când ar fi intrat în praful nimicului. Neamărin, nu găsesc, dar zic că dacă o cauți, o găsești. Uite, acum vine după mine și o spun apă, vine, foc, apă, neamărine. Foc. Unde putea să fie geanta mea magică și minunată? Haide, care este primul? Eu. Hai, Mariana, ești tu primul. Apa, 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 foc. Foc? Apa, foc. Foc? Apa, foc, apa, foc. Foc! 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 Foc, foc, foc! Am căutat geanta, am căutat geanta, am căutat geanta. Nu pot să cred, era aici, n-am văzut-o! Și uite așa, cu apă, foc, apă, foc, și a găsit geanta care mai era un pic și ajungea toată în apă. Mulțumesc! Doamne, ce era în ochii mei și eu nu vedeam. Ia busola și arată-le și la băieții pe unde se află. Da, busola e, nu am în geanta asta, e în cealaltă roz. Are darea de face incantații, cărți, icoana cu ea, tot. Cum este acea vorbă minunată? Cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide. Băi, am o dată. E alb, e faci. Da. Păi nu e ca asta, e de 25. De 25 știu eu, te scrie. 2, 5. Mai dă-ne. Dă-ne, doamne. A, vine și roșu. Roșu, dă cu orice că țiganul trage la roșu. 150. Gunoiul, du-te mai în față. Hai, ia un col. Și cu domnul 200. Păi și cu 100 și gata. Și mai culegeți și restul și vă dau și pe cel. Păi ce să culegi, că nu se poate culege? Nu știu, nici eu nu pot să dau. După aia am început cu la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul. Dar mai ne dai un roșu? Da, da, mai cum sunt. Și să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc. Am un foc la inimioară, nu mi-l potolești o țară. Am și cântat, am și implorat-o, ne-am rugat în genunchi. Opa, diri-diri-da! Bine, mă! Opa, diri-da! Opa, diri-da! Opa, diri-da! Opa, diri-da! Opa, diri-da! Lasă-mi cine și-mi, lasă-mi! Lasă-mi doamna Zina din partea! 300! Țărul mâna! Ușor! La pupat, dă-i pupăciun, pupăciun, până am albit pe mea aia. Hai, bine. Ce dai, zare? Bă, nu tot, i-am putre și eu tot. Ce uite, frate, luați-le pe rând, că nu... Gata, gata, se răzgândește. Am pregătit aici colturile. Ia, hai să vedem. Are. Sunt. Mi-a dat omul corturile alea de umbră, noi le-am luat pe cel mai mare. Nu l-am luat noi. Luați-l și voi pe ăla. Mulțumim frumos. Cine ăsta l-au pe ăsta care e rotund? Ăla e mare, ăla e pentru voi. Sunteți doi. Luați-mă voi ăla că e greu. Ei și-au luat fiecare câte o cutiuță de aia mică. Da, e și mare și frumos. Ăsta e al nostru. Ăsta e al nostru. Și roșu și culoarea dragostei, că poate... Nu, suntem doi. Ce greu e ăsta. Asta nu prea e o treabă potrivită așa pentru o doamnă. Margherita rămăsese în urmă cu una din copertine. În concluzie, dreptul muncii nu se aplică liberilor profesioniști și nici celorlalte persoane care desfășoară activități independente. Ea se oprise pe o piatră, deschisese cartea să recite, era lumea ei. E normal să fiu mai puțin înțeleasă și nu mă supăr pe ei, pentru că energia masculină este diferită de energia feminină. O femeie este una cu natura, una cu hainele, una cu machiajele, una cu tot ceea ce are. În schimb, un bărbat este foarte, foarte practic. M-am dus să o ajut, zic, haide că am venit să-ți dau o mână de ajutor. Ia cătă despre ceea ce vorbeam. Ying Yang, energia echilibrului. Mulțumesc! Îți duc eu poșeta ca să poți să duci tu copertina. Are 15 kg poșeta asta. Dar vezi ce coincidență, că și eu mi-am luat geanta albă. Poșeta ei era de 3 ori mai grea decât copertina. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Da, băut ceva? Așa, la botucan. Pupa-ți ai țuica asta, olea, doamne! Altfel merge treaba acum. Iar am luat-o la pupat. Încă o dată. Oule, doamne, Dumnezeu. Stați-vă pupișor. Nu ușor.
Nu mai știam pe unde îndeam. Da, luat din aia și mă pupă o dată. Cred că mai multe pupături decât cireșe cu. Doamna Zina, nu se poate cu sticla asta ce s-a întâmplat. Dacă dădea Sfântul să nu vin cu materialul întreg, voi ce credeți că pățeam eu? Dar oricum împărțeam bătaia, lua și de jumătate, l-am și jumătate. Maestre? Poftim un vagon. Hai băieți, să le montăm și la urmă ne mutăm. Ne-am întors aici și am zis așa, fiecare să-și monteze copertina. Bă, dar nebuna aia unde e, mă? Din această paradigma a marilor spirite creatoare românești, care s-au îndepărtat... Ei, nebuna, d***! Dar ce-mi trebuie acum un cort? N-am nevoie. Mulțumesc. Da, 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 da. Nu, neamărâne, te rog, geanta, da, da, cartea, nu, cartea, nu. Ea chiar crede în ce spune acolo. Era în lumea ei, era cu două genți după ea. Hai mai repede, mișcă-te! Eu nu pot funcționa într-un mod foarte rapid. Hai, mișcă-te! Mișcă-te! Doamne, neamărâne, dar câtă, câtă energie! La cortul tău! Hai mai repede, că vine căldura. Unde e? Aici, 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 altul, aici? Eu sunt așa, mai lent, mai încet, exact așa cum este energia apei. Curgătoare, dar cu o profunzime maximă. Și acum îți desfaci ăla, da. Așa pui geanta aici. Desfaci. Mulțumesc. Și îl montezi. Neamărâne, len, liniștit, zen, zen, zen. Neamărâne, zen, 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 zen. Vai, deci aici o să fie câmpul meu de relax maxim. O să-mi fac un colțișor aici de rai. Bă, tu știi că noi avem automată. Nu știu dacă ai văzut. Nu iasem. Cum am cărat degeaba? Dar noi avem copertine, mă, de ce am muncit noi pentru vela? A, ce tare a fost asta! Și pe urmă ne-am gândit noi, hai să-i dăm lui Sony cadou. Am, uite, băieții ăștia ai mei care mă ajută și pe să-l montez. Da, cum să-l montez? Da, 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 imediat, stai așa. Da, hai să-i ducem ăsta lui Sony, să-l ajutăm pe Sony să monteze ăsta, hai. Da? Deci, deci nu. Ce nu? Nu mă ajutați. Păi ce, tu ne-ai dat să mâncăm? Sony ne-a dat să mâncăm. Vezi treaba ta. Mai ai să ne dai și bani. 4, 4, care e 4? Margherita! Începutule! Da? Apucă-te și montează. Da, da, mă, nini, imediat. Uite, o să mă apuc, nu e nicio grabă. Calmează-te, te rog, nu mă mai stresa. Nemări, nu înțelege că eu nu pot funcționa în energia lui plină de acțiune, 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 acțiune. Hei! Je suis Mărcle. Această minunată rochie pe care eu o ador este prima mea rochie din colecția mea proprie, creată de mine. Deci, asta reprezintă timpul, frumusețea și jocul vieții. Toate se încadrează perfect. A doua idee, de a doua rochie, va fi... Vai, mine să plâng, ce frumos! Sensul vieții... Coa, coa, nu mă cheamă bine, coa, da-vă, ce pronto! 3, se combină cu 4 și pe urmă iară 3. Oare că bravi! Dini, grație, eh? Grazie. Miele. Guarda, guarda, guarda che ciappa. Gata, m'han prins. Oh, bravi. Și-am făcut o bucurie foarte mare și lor, familiei și copiilor, pentru că acolo chiar era soare. Aici trebuie văzut, care-i fața acum e. Bineînțeles că de la un anumit nivel încolo am avut nevoie și de încă o mână de ajutor. Vezi că găurile trebuie să fie jos, da? Da, da, da. Făceam astea? Când veneam cu cortul la mare, eu am vrut să le arăt că în 10 minute am montat. În 10 minute am montat această prelată. E mai mult aproape un cort. Poftim un cuptor! Am ajuns cu materialele la circ. Repede, că trebuia să ne pregătim pentru spectacol. Ce tare! Cu cât pui mai mult vecina, în practic... Vecina, ce faci vecina acolo? Vecina? Crezi? Fă și mie o formulă să prind putere! Mă uimește de la o zi la alta, Margă. Ia că ți-am adus inspirații. Mulțumesc! Trebuie un de ăla să punem un covoraj de la frumos. Uite cum au toți, au mochetă de aia. Andrei, am și o întrebare, te rog. Poți să-mi răspunzi? Eu încă n-am ajuns să experimentez viața atât de profund încât să știu. Ce-i cu tine, atât de multe lucruri. Spune-mi și mie, pentru că vreau să înțeleg.
ce înseamnă pentru tine sensul vieții? Eu învăț arta de a trăi frumos. Drumul tău în viață, sensul așa. Vieții e drumul tău în viață. Cum îți dorești să fii? Să fii bună, să fii tolerantă, să iubești. Papa. Ai 20 de ani, care crezi tu că e sensul vieții tale până acum? Să aduc bucurie oamenilor și să fiu fericită. Trebuie să crezi, să muncești în asta și ăsta e sensul vieții tale. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Neamărin, mulțumesc tuturor! Sensul vieții, bucurie, 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 bucurie. Ai nu mai ai două de-astea? Disponibile, două plăci de-astea de lemn? Că noi nu avem nouă, nu ne-a dat Neamărin preș sau ceva să pun. Poți să le dau și șase, frumos, așa? Nu, patru vrem. La 600 de metri pe acolo, e un camion. Poți să-ți dau și asta împrumut. Să le încarci acolo în fața și le duci aici. Nu vreau să mă ajute nimeni, că la mă zice, a, nu știi, nu faci, ne pui pe noi. Noi știm și nu știu ce, ia dă-i de... Uite, țac, pac. Trebuie să vii mai drept. Pentru că până acum probabil că nu se știe lucrul ăsta, pe piață mă refer. Se plimbă o mașină, dar cu fața, doar cu fața lui Neamărin. Tocmai de asta și atât de puțin de public în sală. Lume și audiența. Una pe mine, pe Andrei, pe Marga, pe Jean, pe da. Edi. Poate da. Altfel era impactul. Nu poate. Te pui doar tu, mergi tu zâmbind așa. Stai, 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 stai! De ce, de ce râzi? Ce copil ar veni când te vede pe tine? Liviu și Andrei a trebuit să facă tot felul de nebunii cu mine. Dar ați rupt, băi! Ați rupt ăla! Ați rupt ăla! Ați rupt ăla! Dă peste el! Dă peste el! Dă-mă peste el! Peste el. Ce faci, mă? Hai, dă! Dă peste el, Liviu, cu mașina! Dă peste el! Te certa pe tine și făcea la mine așa, făcea cu mâna așa. Și poziția ca să mă lovească, dar nu făcuse nimic. Eu tot mă uitam, mă, stai așa. Hai, rupt, vene! Ia vine, opre! Ia vine, opre! Eu am mâncat bătaie 12 ani. Da. Tu ai mâncat 2. Și eu trebuie să vin mai, în urmă. Mai 10 ani mai. În așa scurt timp. Și eu de mățin vreau să moară încă și șeful. A zis, nu-i nimic. Lasă că mai târziu mă ocup eu de ei. Mi-am luat toată echipa și ne-am dus să servim masa. Bineînțeles, iarăși la familie. Ha. Mergem să mâncăm, da? Unde mergem să mâncăm? Ha. Să ținem trena la roche, da? Hai, în pas. Marga. Fete, ne-mi țin trena la rochiță. Aha, hai pe aici. Uite, și l-ai pus pe astea, nu mai avem loc. Păi și eu ce sunt? Mai pare renoma. Curcuma asta. V-ați învățat în India să mâncați curcum. E de tăiat morcovul și roșia. O să le tai afară, da? Să meargă mâncarea lumii! Șervețelul e mereu în dreapta. Așa. Neamărin ne-a trimis în familia lui Sony. Așa. Și acolo unde am văzut că există foarte, foarte multă iubire și totul se prepară cu iubire. Ba chiar soția lui m-a învățat să aranjez o masă așa, într-un mod plin de armonie. Acasă, la tine nu ajuți? Nu, că mama mea gătește foarte bine și nu mi-a zis niciodată să o ajut, pentru că îi place foarte mult să gătească. Mi s-a părut că erau foarte curioși, că eu nu știu să gătesc. Dar nu înțeleg de ce tuturor mi se pare ceva ciudat ca o fată de 26 de ani să nu știe să gătească. Dar dacă mie nu-mi place să gătesc, cum aș putea să gătesc ceva? Deci acest usturoi este incredibil de bun. Nu se poate. Mai bun ca asta nu găsesc nici în filme. Dă-mi doar. Și încă un pas. Și încă un pas. Să mă arăt toți de invidie să vezi ce casă ne face. Vine ceva? Îi distrugem? Nu. Hai. Bravo, Neamărin. Singur ai făcut. Jos pălărie. Mulțumesc frumos! Stai acolo, stați acolo, stați acolo. Am făcut munca. Le-am pus frumos, Neamărin ne-a început cu glumele lui. La Sony merge și mâncați, ia, la el. Dar de ce ai dat? Dar de ce ai dat? La el. Dar de ce ai dat, bre? Păi băi, aranjați-vă firele înainte, alea toate. Lasă, bre, mai purta mata de grijă. După ce ne-a l-a biciuit și ai mulțumesc lui Dumnezeu că a venit și Andrei cu mine, de când e Andrei cu mine, eu nu mai iau, ați observat?
Că nu mai iau atât de multă bătaie. Lasă-mă, hai! Stai un pic să luăm și noi asta de aici. Îmi place să-l tachinez, îmi place să-l enervez, îmi place să-l scot din sărite, să văd cum îi se schimbă fața aia. Mai poți să ia. Hai, mă, deschide odată, că am treabă, dați-vă aici, că rup asta și... Ține piciorul acolo, ține piciorul. Deschideți, mă, că l-a zis. Vino cu Ali, vino! Vino cu Ali, repede! Hai, hai, că l-am prins! L-am prins! Fugi, Gogule! Dacă ați început așa, nu-i nimic. Bine, băiat! Oh, hai, tată! Hai, ce ne-ai făcut bun azi? Deci, să o să mâncați ceva ce n-ați mai mâncat și nu cred că mai mâncați. Jean a gătit cu Senti ceva bun, pe bază de curry. Foarte bun curry ăla. Deci am făcut-o cu dragoste. Bă, hai că te luat după Margherita. Haide, cu magie iubirii! Prima oară când am intrat într-un circ, din punctul meu de vedere, eu n-am mai intrat într-un circ și mi s-a părut atât de mare și de frumos și de cochet. Eram foarte curios să vedem spectacolul. În primul rând că e un spectacol supereroi și eu sunt fan supereroi. Și n-am mai văzut un circ de când eram adolescent. Asta că deja facă copiii cu babane cu legată ea. Sunt 18 persoane ca artiști în scenă, care face pole dance, șarfe. Avem artiști care lucrează la leagănă rușescă, la cauciucurile, care e ceva de noutate în forma de circ. Ivan face o formă de straps care arată foarte spectaculoasă. La ideea asta de supereroi, Sandy a fost capul. Sunt niște scene în care noi ne batem, adică ăla rău cu ăla bun. Batman se bate cu Joker, de exemplu, după aceea îl cheamă și pe Capitan America, pentru că Joker e foarte puternic și nu poate să-i facă față. După aia îl mai cheamă și pe Iron Man și uite aici, ducem o luptă în continuă. Joker este foarte comic. Este foarte impresionant cum Maurizio poate să joace, te uimești de la prima secundă care a intrat și începe să vorbească și să gesticuleze, fără să vrei, te uiți la el. Quando sono in scena, problemi, preoccupazioni, via, scompare tutto. Obiettivo mio è far ridere la gente. E într-adevăr personajul negativ, teoretic, pentru că le face glume copiilor, arată că le dă balonele, scapă balonul. Un fel de neamorind, dar vopsit verde în cap. Exact. E de foc, e de foc. A început cu la Circ Bellucci, când am avut 30 de ani. E, quindi sì, c'è un certo tipo di legame, quasi famiglia. Per me, il circo è la mia vita. Bineînțeles că trebuia să vedem cum ne implicăm în acest spectacol, pentru că toți trebuie să ne aducem contribuția cu ce știm să facem. E o adevărată artă, cred că n-aș face în viața mea. Mi se pare un foarte greu, dar în același timp plin de culoare și energic. Te ține așa în suspans. Oh, ce urmează? Oh, ce urmează? E un număr cu cercuri care mi s-a părut interesant. Am văzut multe numere din astea, dar cu atât de multe cercuri nu am văzut. Cred că acest număr îl putem păstra. Băi, ce idee bună le-a venit. Ai văzut cum au legat cauciucul ăla? Este cauciucuri legate, exact.
Spectacol. Deci am rămas fără cuvinte. Bravo! Bravo! E impresionant, eu n-am văzut până acum așa ceva. A fost o chestie super originală. Mi-a plăcut, ei niște motocicliști așa cu cauciucurile lor săltărețe. Foarte mișto. Serios? Nu mă așteptam deloc ca Maurițiu să mă invite pe scenă alături de el. Margherita, parcă e din peisaj, de acolo. La început el să simuleze, că vezi, Doamne, deschide portiera la mașină. Trebuie să deschideți și Margherita portiera. Margherita era în lumea ei, avea un evantai. Cintura! Și ea tot își făcea aer, până tu nu înțelegi că cintura e până căci. Curbă la stânga, curbă la dreapta, frână, deschide geamul, pune centura, tot felul de situații de-astea comice în care Margherita trebuia să fie pe fază. După jumătate s-a ridicat la nivelul momentului și a început să înțeleagă unele lucruri și chiar a participat cu brio. Chiar eu m-am rămas surprins. Automatic. I-a demonstrat, i-a arătat lui Maurițiu că ea are mașina automată. Deci era ceva fantastic. A reacționat frumos. Eu cred că e cel mai greu moment din circ. Ce să sar, mă, după ce saltea să sară? Tu ai pretenții să sari, să mă împărtească? Nu, după aia. Tu vrei moarte în direct? Fiți, bă, serios. Acrobație, tu. Ce imagine? Ce acrobație poți să faci? Vreau să vin neamărine de undeva de sus, așa, să fac. Cu capul în jos. Întotdeauna mi-am dorit să zbor și acum uite că se poate cu o baghetă, cu ceva. Auzi, ai și alea prinse? Aripi. Mamă.